În 21 noiembrie, pentru Capricorn, Venus în conjuncție cu Mercur, în va aduce poate ceva în planul secretelor, ceva care favorizează totuși inteligența, manifestarea acesteia în plan artistic, mai ales, mai multă senzualitate, seducție, momente favorabile pentru a arăta creativitate și îndemânare. În acest plan al secretelor sunt favorizate instincte, creativitate, afirmarea profesională, pasiunile nobile, relații pasionale. 23 noiembrie se formează un stelium însăgetător. Planetele implicate, Mercur, Venus, Luna, avem și Soarele și este favorizată dorința de viață și dorința de schimbare, mai ales schimbare karmică în 24 noiembrie, luna nouă, însăgetător. Secrete karmă este favorizată încăpățânarea, afectivitatea, dezechilibrul, manifestările extreme, dar și șansa unor proiecte noi în planul sănătății, în planul dorinței de cunoaștere, aduce și speranțe. În 26 noiembrie, deja luna în Capricorn, favorizează stările de răceală, de închidere în voinșivă, capacitatea de a depune efort și sacrificiu, capacitatea de mobilizare responsabilitate, frustrările pot să apară din comunicarea cu cei apropiați pot să aducă nervozitate și extravaganță. Sunt uh, relații care pot deveni frustrante uneori, iar în 27 noiembrie deja Jupiter ieși din retrogradare în Pești va duce în planul comunicării cei apropiați Emoție, mai multă compasiune, înțelegere și generozitate, poate toate influențate și de uh, o amplificare a credinței și a înțelegerii pentru lucrurile mai profunde din punct de vedere sufletesc.